Noul an școlar în Zalău a început cu obișnuita festivitate din curtea școlii, chiar dacă ministrul educației Daniel Funeriu a declarat că dorește începerea cursurilor încă din prima zi de școală. La școala gimnazială Simeon Bărnuțiu, copiii au fost primiți cu brațele deschise de învățătoare, cu urări de bine și multă bucurie. Pentru a marca acest moment, pentru cei care au intrat în clasa 1, elevii claselor a 5-a le-au oferit baloane pe care apoi le-au lăsat să zboare spre cer. O altă surpriză a fost formarea unui pot de flori prin care cei mici au pătruns în școală. În Sălaj, aproximativ 2480 de copii au intrat în clasa 1. Prima zi a anului școlar 2009-2010. Mulțumesc că doriți să fiți împreună cu noi când luăm startul în acest an care sperăm să fie foarte bun. Și pentru ca anul școlar să fie la fel, cel puțin de fructos ca celălalt, o să începem, așa cum stă bine creștinilor, cu o rugăciune. O să se roage împreună cu noi reprezentantul Episcopiei Sălajului, domnul preot Silviu Boha. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cum e în prima zi de școală? Bine. Ai aștepta să înceapă școala? Și eu am aștepta să înceapă școala. Bine. Ți-a fost dor? Foarte dor. Bine. Ți-a fost dor de colegi, de doamna învățătoare? Da. Ți-a fost dor de școală, nu? Da. Ți-a fost dor? Da. Te bucur că-ți vezi colegii, de cine ți-a fost cel mai dor de aici? De George. Bine. De ce zici așa, bine? Nu ți-a fost dor de școală așa de tare? Nu știu. De cine ți-a fost cel mai dor de aici, dintre colegii pe care îi ai? Aproape de toți. Și de doamna învățătoare? Da.